Venim la un episod de Minecraft. Data aceasta ne vom juca Captive Minecraft 2. Dacă nu știți ce este Captive Minecraft, o să vă spun pe parcurs. Noi avem o graniță care se mărește de fiecare dată când facem un achievement. Și da, cam asta e ce se întâmplă. Avem un custom map, adică avem și chesturi și chestii și hai să dăm drumul. Bun, hai să începem direct cu primul achievement, Taking Inventory. Și vedeți aici că increase the border, deci s-a lărgit borderul. Bun, și acum avem mai mult spațiu. Păi, ce? Nu prea m-am jucat, adică, ca să vă explic, hai să ne uităm la achievement-uri. Avem foarte, foarte multe achievement-uri aici și terminăm jocul când le facem pe toate. Deocamdată trebuie să facem getting wood, dar noi nu avem lemn. Ce este mișto la Captive Minecraft este că se lărgește granița și deblochezi pe parcurs lucruri noi, da? Deci noi vom sparge aici nisip, pentru că nu avem altceva ce să facem. Vă zic sincer, eu m-am jucat Captive Minecraft 4, pentru că sunt 4 de astea de Minecraft. M-am jucat 4. Pe 2 doar m-am uitat un pic, dar nu știu foarte multe și am și uitat, deci vedeți că nu prea o să știu eu totul. Iar 1 și 3 nu m-am atins de ele. Știu doar cum arată, gen lobby-ul, spawn-ul, dar nu știu ce să fac în ele. Cred că o să le jucăm și pe ele, dar hai să-l terminăm prima oară pe acesta. Acesta este episodul 1. Deci, da. Eu o să sap aici, că n-am ce să fac. Vezi că pot... Boiul s-a lărgit cu jumătate de bloc, nu cu tot blocul. Dar pot să mă duc la el. Nu pot să pun blocuri aici, dar pot să pun aici. Deci, da. Eu o să sap până găsesc ceva și vă anunț. Pentru că altceva n-avem de făcut. Dacă vă întrebați de ce începem cu 2, păi unul nu prea are foarte multe lucruri noi în el și chestii. O să ne jucăm 2, 3, cred. Și pe unul poate doar îl încercăm un pic, dar nu este la fel de mișto ca celelalte. Iar 4, după părerea mea, este cel mai mișto, dar vom vedea și pe restul, doar că știu cam multe despre el. Deci o să fie... Da, cred că îl încercăm și pe ăla, dar o să fie un pic ciudat, pentru că eu voi ști mai totul. Oh, nu, am dat de terracotă. Ok, am săpat aici și am găsit o cutie. Room of Monuments. Ok, nu știu ce e asta. Avem o cutie. Ok, unelte. Și gold nuggets. Bun. Bun. Hai să spargem cutia. Deci, vedeți că am găsit Room of Monuments. Nu știu exact ce facem cu ele încă. Dar avem monumente cu sticlă. Da. Vom afla mai departe. Dar eu am minat aici. Hai să fac și o scară. Pentru atunci când... Avem un clay. O să-l păstrăm. Hai să mai minăm. Avem 2 durabilite pe wooden pickaxe, deci nu prea l-aș folosi. O să mai minez un pic cu mâna. Dar hai să mai minăm, că cine știe ce găsim. Deocamdată n-am găsit ceva care să ne aștepte să progresăm, gen un achievement, lemn, etc. Dar e bine de știut acest Room of Monuments. Ok, am găsit iron. Nu pot să-l spar cu pickaxe-ul normal, hai că folosesc durabilitatea de la asta. Deci n-am ce să-i fac, o să-l ocolez, dar e foarte bun iron-ul. Sper că îl pot folosi pe parcurs. Continuăm de minat. M-am aruncat aici din greșeală, dar am găsit ceva. Am găsit o cameră cu lemn și chestii. Uite, avem aici un lemn. Putem să facem achievement-ul. Ok, getting wood. Da? Bun. Următorul achievement este cu crafting table. Deci hai să ne facem un crafting table. Să mai deblocăm un pic. Și acum avem acces la mai mult lemn. Și hai să vedem. O să-l pun... Avem clay aici. Hai să-l sparg. Spargem tot clay-ul și o să pun crafting table-ul aici. Cred că aici o să fac baza, nu acolo la suprafață. Hai să craftăm... Hai să mai luăm un pic de lemn. Sunt curios dacă sub... Ah, eram sigur că e acesta aici, eram sigur. Hai să vedem. Ok. Avem un cartof! Regular potato. Ok. Cred că putem să-l plantăm, deci avem mâncare. Bowl-uri super bine, water bottle și cam atât. Hai să ne facem un pickaxe. Facem pe tot ăsta în... pickaxe, dar nu mai avem bețe. Un pickaxe ca să mai mărim un pic granița. N-avem încă acces la această ușă, din păcate. Bun, și ne facem și un... o lopată. De ce nu? Că dacă mai minăm sus, să facem și achievement-ul. Dar nu e achievement cu lopată? Ia stai. Deci avem cu hoe, cu strike, getting an upgrade, furnace, ok. Hai să vedem, mai luăm și lemnul acesta. Spargem și asta. Mi-am făcut o lopată, nu prea am făcut bine ce am făcut. Dar hai să... Cred că mai minez un pic, pentru că nu prea am... Vem iarăși ce să facem. Măcar n-am lărgit granița, încă n-avem acces la acest iron. Dar hai să mai minez. O să minez aici, pe la ușă, cu pickaxe-ul. Uite, avem stone. Nu este stone aici, pentru că nu suntem pe versiunile vechi. Este versiunea 1.11, ca să știți. Dar noi ne vom face un... Aoleu.
importantă, să nu știu, un pickex, ca să luăm getting an upgrade. Și acum avem acces la... Eu o să mă duc puțin până sus, că vreau să văd ce se întâmplă, de ce e Thunderstorm. Wow. Hai să băgăm și noi o torță. Luăm o torță de aici și o punem sus, ca să nu murim. Să nu se spawneze ceva acolo. Și să vin aici, jos la... O să punem aici. Nu, o să punem aici. O să mergem și sus. Da, deocamdată o punem aici. Bun. Hai să mergem jos. Pentru că plouă afară, nu prea vrem noi să mergem neapărat sus. Da. Avem destul de mult ghinion cu acest Thunderstorm, dar am dat să fie mai încet weather-ul. Problema e că nu avem torțe ca să luminăm jos, pentru că nu vreau să spawneze monștri, mobi. Și că voi pune una aici în speranța că va lumina și sus. O să sparg acest redstone. Nu știu ce e de făcut prima oară, adică trebuie să mergem în jos. Eu m-am pus laminat pentru că nu am ce să fac altceva. Nu-mi place că am găsit aerite aici, dar aia e. Mai iau stone! Aoleu, ce am găsit eu aici? Înapoi sus, înapoi sus, what? Mamă, ce tocmai s-a întâmplat? Am căzut în cel mai mare cave ever. Acum am analizat că putem să luăm și iron-ul. Hai să băgăm în chest. Hai să băgăm în chest apa, bolurile. Avem o sursă de mâncare, e bine. Dar punem tot. Vreau să-mi păstrez ăsta totuși. Că poate... Nu știu ce facem cu clay-ul, dar eu îmi iau aici clay. Păstrez ca să stochez. N-avem căuri și n-avem nici lemn. Nu știu cum o să facem noi cu lemnul, că... Na. Dar hai să vedem ce avem noi pe aici. O să pun... Ar fi bine să craftez niște... sandstone. O să-l craftez pe tot, ca să pot și o să pun blocuri mai ușor. Să luminez eu pe aici. Sper să nu mor în ultimul episod. Nu luminez eu. Hai să duc o torță de sus. Să o aduc aici. N-am altă variantă. Da, hai să duc o torță de sus. Mamă, dar mă enervează foarte rău ploaia asta. Deci, dar pe care torță? Pe asta? Da, și punem pe asta în mijloc. Da. O ducem pe asta jos. Nu știu exact unde jos. Hai să punem, să zicem, aici. Cred că luminează totul. Mai puțin aici, dar nu-i mai. Bun, deci am găsit acest cave. Nu știu dacă are ceva special în el. Ne uităm acum. Am spart torța din greșeală. Punem aici. Nu pare că are. Dar avem gravel. Poate folosim pe viitor la ceva. Flint and steel, adică. Sunt curios ce se întâmplă dacă mergem în nether. Ce avem acolo? Nu e un chest. Ăla cred că e un mob spawner. Parcă văd niște cobblestone. Ia. Stați puțin. Uite iron acolo. Dar n-ajungem la el. Cred că e un mob spawner acolo, dacă s-a să mă gândesc. Ia, stați puțin. Da, se vede cobblestone și mossy cobblestone. Sper că nu pot să vină mobi de acolo aici, pentru că sunt afară din graniță. Ar fi unfair. Nu știu. Eu mai minez pe aici și vă spun când se întâmplă ceva ciudat. Sau diferit. Cu ocazia asta, hai să mergem până sus. Să... Mă, da, pe bune, că e foarte enervant această ploaie. Hai să ne facem... să mai facem câteva achievement-uri, că acum am realizat că mai putem. Putem să ne facem... hot topic, care e să craftăm un furnace. Putem să și prăjim, dar n-avem cu ce și n-aș risca să-mi dau un... de la un lemn pentru un... Ce? Pentru ăsta inutil. N-aș vrea să-mi fac o sabie pentru că nu am lemn. Vreau să-l păstrez pe lemnul ăsta pentru ceva mai folositor decât un achievement. Deci aici nu, aici nu, la fel. Overpower în niciun caz. Ăsta cu iron nu cred că e următorul. Dar deocamdată nu pot să fac niciuna nici alta. Deci hai să vedem. Mergem mai jos. Am minat un pic, vreau mai bine. Hai să fac totuși o scară ca să unim aici. Cât pe ce să avem acces la acest căul, ar fi foarte, foarte bine dacă am avea. Mai avem căul și aici, dar asta e la, cred că 4-5 achievement-uri. Nu știu. Nu știu unde o să găsim noi lemn, pentru că, să fim serioși, ne trebuie un copac. Nu mai trebuie lemn bucăți cum am găsit atunci. Pentru că n-am ce să facem cu ele, adică, da, le spun. Cred că nu mai radio aici, cred că fac o mină, gen. Chiar dacă n-am torse și încep de aici.
dacă e. Da, cred că așa fac. Încep să aud niște zombie. Da, se aud clar. Sper să nu fie de la spawner. Se aud, se aud. Și se aude și thunderstorm. Iron, let's go! Bun. Uite aici, uite aici. Uite aici. Avem aici un cave. Nu văd absolut nimica. Și... trebuie să fac ceva, ok. Bun. Fiți atenți cum o să facem. Punem cuptorul. Facem asta. Și vom prăji un iron ca să ajungem la cărbune să putem face și noi torțe. Restul fac în sticuri. Și mergem sus. Fiți atenți că am un game plan. Mergem sus. Ne craftăm o sabie. Și deocamdată nu-mi fac și hău că e o prostie. Deci o sabie. Times to strike. Și acum avem acces la achievement-ul ăsta cu Monster Hunter pe care o să-l facem imediat. Dar hai să luăm și Acquire Hardware de la ăsta. Și acum hai să luăm repede, repede căul. Totul nu luăm, dar na. Bun, avem 4 torți. Asta e foarte valuable. Și punem una aici și deocamdată atât, pentru că vreau să pun jos acolo. Dar hai să vedem, e un mineshaft, dacă nu mă înșel. Hai să vedem pe unde mă pot băga eu. Nu trebuie să folosesc lemn, nu trebuie să folosesc un altul ăsta de lemn. Ajuns până doar ce-am luat. Din dreapta s-au dute niște clay. Nu cred că se spawnează natural. Nu se aude aici. Ha. Nu se aude aici. A, ba da. Hai, hai, vino. Vino, Monster Hunter. Am băgat ăsta aici. Se aude altundeva mobii. Dar hai să luăm avem. Nu! L-am spart pe ăsta, nu fac nicio fermă din el. Cred că de aici se aude. Ba nu, aici e o cutie. Ok. Un chest. Ok, bun. Să vă spun eu de o schemă. Hai să luăm play-ul. Nu știu ce vreau să-l iau, dar cred că cu el pot să fac ceva bun, având în vedere că se spună așa des. Hai să vă spun o schemă. Dacă e un chest care... deci dacă e un chest aici, eu pot să pun o cutie aici și să-l lipesc, știi? Să avem un double, să avem acces. Dar nu-mi place, că e un fel de cheat. Poate facem asta pe viitor dacă gen suntem în panică, în criză, nu mai avem iteme. Dar altfel n-aș face. Sincer, s-a mărit harta. Și... încă un căul. Bun. Luăm. Putem să ne mai prăjim din... pickaxe. Să ne mai facem niște... iron. O să prăjim sabia, că pickaxe-ul poate mai folosim. Și aș mai face torță, dar nu, că după aia dacă rămân fără pickaxe nu pot să mai craftez. Nu mai trebuie lemn, adică lemnul și mâncarea sunt cele mai importante surse acum. Pentru că nu prea avem niciuna nici alta, adică nu avem deloc ce naiba. Avem 8 iron, îl las aici, că n-am ce să fac cu el. Hai să mergem și până sus un pic. Dar trebuie să mai luminez pe aici. Adică am băgat... am băgat una acolo și mut asta aici. Mai încoa. Bun, hai să mergem până sus. Pentru că vreau să pun câteva chestii în chest. Uite la aici. În, aici n-am deblocat nimic. A sus de tot, de tot, de tot. Nu cred că am deblocat mare lucru, dar vreau să fac o scară. Dacă tot. Hai să facem o scară. Văd că e noapte. Poate am deblocat vreun chest pe sus și de-aia vreau să mergem. Ia, în camera asta cu monumente, Room of Monuments, am deblocat ăsta. Yellow Stained Clay. Uite ce v-am spus eu de clay, că ne trebuie. Și ăsta e Red Stained Clay. Ăsta e Blue. Nu știu ce înseamnă asta, dar înseamnă ceva. Unde e, mă, GUI? Îl bag și la large. Ok. Deci am deblocat ceva la Room of Monuments, dar nu știu ce e. Hai să mergem mai sus. Uite, avem Red Hardened Clay. Stai puțin ce. Și, bătaie.
Uite că am deblocat un chest, ce v-am spus eu. Ok. Aici n-am deblocat nimica. Deci încă mai avem până la lemnul ăsta prețios. Hai să vedem. Golden hoe. Nu putem să facem achievement. Și mâncare. Ok. Pumpkin pie, mâncare, e bun. Nu luăm chestul deocamdată. N-am făcut bine ce am făcut. Hai să... Deci am făcut o scară până aici. Avem un spiral. Ce stained clay? Ce înseamnă stained clay? Asta vreau să știu. Stained clay. Stained. Că nu e hardened clay. Red stained clay. Blue, red. Uite, am red. Ce-o fi stained clay? Nu am înțeles încă exact ce este, dar se craftează cu clay și cred că de-aia, cu clay de-asta. Deci cred că de-aia am găsit noi așa mult clay. Dar uite că putem să mai facem, uite, putem să facem încă 4, deci avem 9. Aoleu, ce mai avem? Avem, se mai aud moștri. Avem 4, da? Și 9 în total, deci putem să prăjim noi ceva. Dar nu știu de unde luăm noi red dye, știi? Adică asta e problema acum. De unde luăm noi red dye? S-a spawnat un mob? Da, s-a spawnat un zombie. Trebuie să am văzut cum are creeper. Mi-a drupa rotă în flash. Creeper! Fuck. De unde au venit ăștia? De unde au... Mi-a explodat torța? Nu îmi spune că m-a explodat torța. Mi-a explodat torța. Cred că s-au spawnat cât timp eram eu sus. Hai să blochez aici ca să nu se mai spawneze. O să blochez deocamdată. Sper să nu se spawneze acolo. Ia stai, mut asta mai în față un pic. Da. De jos de aici n-aveau cum să vină, că e lumină. Da, deci n-au venit de aici. Hai să mănânc niște pumpkin pie. Aproape deblocăm și cutia aia. Vedeți că aproape o deblocăm. Mai avem puțin. Dar hai să mai minăm un pic, că nu avem ce să facem altceva. Ok, partea a doua mineshaft-ului. Am spart un bloc și deja am găsit-o. Hai să mergem în jur. Stai că poate să... Uite clay, bun. La... Deja avem. Uite și mai mult acolo. N-am realizat că am găsit lemn. Dar, acum, putem să ne facem torse. Bravo. Ok. Omorul. Stained clay. Bun. Deci, dacă m-ați auzit cum nu vorbeam, este că mi s-a tăiat un pic microfonul, dar l-am rezolvat. Ziceam de stained clay pentru că vreau să văd ce se întâmplă dacă pun. Și vedeți aici că ăsta e... clay, adică până la urmă... mi s-a spart pe chestul urât. Până la urmă e tot clay, dar e hardened clay și nu poți să pui. Adică nu cred că trebuie să spargă astea, știi? Deci... Nu știu. Dar am făcut scara, după cum ați văzut, am terminat scara și m-am dus și până aici. Nu mai am... dar avem lemn un pic, așa că o să mai încraftez un pickaxe și încraftez și un topor. Și pickaxe și topor. Și hai să-mi fac și un hoe. Da, fac și un hoe ca să mai facem un achievement. Îmi fac din piatra ca să nu irosesc mai mult lemn. Bun, și acum ne punem peste aici, mai luăm niște lemn.
Ok, hai să mergem să mai vedem dacă mai avem chesturi. Voiam să mă duc până sus, că nu mai știu dacă sus sau jos mai avem nevoie de un achievement pentru chest. Dar avem și o torță aici de pus. Uite, ăsta e chestul de trecută, îl spargem. Un achievement și mai avem, și avem acces la lemn, dar ne-a deblocat Monster Hunter, ne-a deblocat așa. Sniper 2 nu putem, n-avem loc. Cow tipper, harvestăm leather, n-avem leather. Bake bread nu avem cum, the line n-avem cum. On rail, ăsta nu știu cum o să-l facem. Și diamonds, deci nu prea mai avem ce achievement să facem. Cel mai plauzibil probabil e ori bake bread, ori cow tipper, ori diamonds. Dar toate necesită lucruri pe care noi nu le avem, grâu nu avem. Vaci n-avem, diamante n-am ajuns, dar na. Și după cum vedeți, suntem la layerul 224, deci mai avem până la layerul 16. Nu știu ce e de făcut acum, hai să mergem și jos, poate ne-au deblocat niște chesturi jos. Dar o să stăm destul de mult fără achievement-uri, zic eu. Ia să vedem ce avem aici. Avem chestul, bun, cu 8 iron. Și hai să mergem mai jos, aici. Da, deci aici vorbeam noi. Încă un pic de tot mai avem și le blocăm și ăla. Se aude un zombie. Nu știu de unde. Cred că de jos de aici. S-o mai fi spawnat unul? Nu. Mai jos? De unde se aude? Simt că de aici, din față. Bine, nu vreau să sap prea mult, că după aia trebuie să mai luminez. Nu e de aici? Uite. Uite de unde. Uite cât caul! Și un creeper. Wow, stai puțin. Ce fac eu cu creeperul ăsta? N-are cum să fie. M-a văzut. Sunt doi. Ok, astupăm aici și trebuie să facem cumva cum să putem să ne dăm în spate, știi, când dăm în ei. Uite. Sunt trei creeperi! Dar noi vom încheia acest episod aici, 22 de minute, este cam mult. În episodul următor vom face lucruri cu creeperii aia. Eu m-am dus, pa, pa!